Sâmbătă dimineață, în jurul orei 1, polițiștii de frontieră au observat un microbuz înmatriculat în Franța, care circula pe drumul 86A între Cârli Baba și Izvoarele Sucevei. Agenții au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea mașinii în trafic, dar șoferul microbuzului și-a continuat deplasarea. Polițiștii de frontieră au pornit în urmărirea microbuzului și după un kilometru l-au găsit abandonat în curtea unui imobil din localitatea Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei. În microbuz au fost găsite aproape 80.000 de pachete cu țigări de proveniență extracomunitară și din magazine de tip duty-free. Țigările în valoare de aproape 1 milion de lei au fost confiscate, iar mașina a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat și fac cercetări pentru identificarea șoferului. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung Moldovenesc.